Noaptea albă pentru administratorii și personalul localurilor de agrement din Bălți, dar și pentru clienții acestora. Oamenii legii au efectuat razii nocturne pentru a verifica cum se respectă noile restricții impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Cei care au admis încălcări s-au ales cu amenzi. Оно закрыто, но люди доедают бутерброды, я же не могу сорта у них вытащить. Павел Мамоля a fost sancționat pentru că a permis clienților să se afle în local după ora 22. Administratorul nu este de acord cu aplicarea sancțiunii, acesta spune că știe despre noile restricții, dar aștepta clienții să termine de mâncat. В 10:00 мы уже касу закрыли. Ребята там просто физически просто доедали то, что было на столе. Все, понимаете, вот в 9:30 мы их рассчитали, 21:35. Предупреждены были уже за 20 минут до этого, за 30 минут до этого, получается, перед закрытием. И каждые 5 минут они предупреждали. Все, когда вы зашли, они то же самое вам сказали. Și Lilia Fedoruță s-a ales cu amendă pentru că a permis clienților să intre în local fără masca de protecție și fără a le verifica certificatul COVID-19. Da, mi-a arătat ceva în telefon, posibil că nu vrea să-l arate, că nu e valid. Eu așa mă gândesc, de atât nu vrea să-l arate. Dar el mi-a arătat în telefon o foaie că nu mai e vaccinat. Nu permitem, le scoatem la terasă dacă ceva. Și unii vizitatori s-au ales cu penalități din partea oamenilor legii. Acest bărbat a intrat în local fără a deține certificatul COVID-19, iar masca de protecție și-a pus-o la gură doar la apariția echipajului de poliție. A încercat să-i mintă pe polițiști că deține certificat de vaccinare, dar nu l-a putut prezenta și s-a ales cu o amendă de 1000 de lei. Eu aici nu pot să reprezint testul, da? La Rusie eu tot era frumos, tot avem vaccin, tot frumos. Acolo sunt vaccinat. Aici nu. Eu am arătat foaia, tot frumos, poftim, tot. Care e problema? Iar această femeie lucrează în local și trebuia să primească tura, iar recunoaște că nu a purtat mască de protecție. Bă, n-am avut la mine pentru că era în curtcă. Am gândit că n-a să fie la moment control și mi-am luat-o, nu? Am băut cafea la moment și mi-am permis să ne scot. Raziile au fost efectuate pentru a se verifica dacă sunt respectate noile măsuri impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică în contextul agravării situației pandemice în țară. Vor fi verificate acele măsuri care au fost impuse, și anume activitatea unităților de alimentație publică, dacă este respectată de către administratorii acestora, și anume faptul că aceștia trebuie să activeze de la orele 7 până la orele 22. Ulterior, la orele 22:00 existează activitatea și activează numai la pachet. Persoanele care vor fi găsite vinovate în comiterea faptei riscă, desigur, sancțiune sub formă de amendă, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Timp de o noapte, oamenii legii au întocmit 34 de procese verbale pentru nerespectarea măsurilor anti-COVID-19. Menționăm că din 22 ianuarie, certificatul de vaccinare COVID-19 a devenit obligatoriu pentru toate spațiile comerciale de tip închis, cu excepția celor alimentare, dar și pentru mai multe instituții publice. Restricțiile vor fi menținute până la 20 februarie.